Astăzi o să facem această omletă. Uitați cât este de delicioasă, cu mărar, cu crembuști, cu parmezan, o bunătate. Și să vedem modul de preparare și ce ingrediente avem nevoie. Astăzi o să facem omletă cu crembuști, cu mărar și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și o să avem nevoie de 4 ouă. O să avem nevoie de puțin parmezan, cam 2 linguri pline de parmezan, un praf de sare, cam 100 de grame de crembuști și mărar. Mărar puneți după gust, cât vă place. Piper, ulei pentru prăjit. Așa, și într-un bol o să punem 4 ouă. Așa. Am pus 4 ouă. O să punem un praf de sare. Piper. Așa. Piper punem după gust. Amestecăm. Așa. Adăugăm parmezanul. Adăugăm și crembuștii. Adăugăm crembuștii, tăiem așa bucățele. O bunătate de omletă. Și am tăiat și cremul, știi? Acum o să punem mărarul. Ia, da, ce mărar! Ce frumos miroase și ce bun este! O să punem mărarul. Punem după gust. Așa. Amestecăm. O mânuță de mărar, așa cum strângem între degete, o să punem. Acum, o să punem ulei, puțin ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, nu prea mult. Punem pe foc. Și când uleiul începe să sfârâie, punem oul cu mărarul, punem din nou pe foc și acoperim. Uitați omleta, ce bine arată! Să vedem dacă o putem întoarce. Așa. Întoarcem pe partea cealaltă. Așa. Acum o punem din nou pe foc. Mi-am pregătit o farfurie. Omleta noastră este gata. Ia uitați ce bine arată. Și acum o să o punem pe farfurie. Uitați-vă ce bine arată. O să luăm puțin mărar și o să punem peste.
cu mărar, crăimuș și parmezan. Poftă bună vă doresc! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici!